Acum vom începe să trasăm pe pereți locul unde vor veni prizele, tabloul electric, dozele de legătură pentru a face instalație de curent și nu numai. Aici va fi tabloul electric, tabloul de siguranță. Aici va fi o priză, o doză de legătură, însemnăm cu acest spray pentru a ne fi mult mai ușor în momentul în care vom începe să facem canalele. Va fi mult mai ușor de urmărit. Prizele le vom fixa la o înălțime de circa 30 de centimetri de la nivelul pardoselei, iar întrerupătoarele la o înălțime de circa 1 metru și 10. După ce am terminat de trasat, putem începe să facem canalele. Trebuie să vă precizez că pereții, toată clădirea e din zidărie. Cărămidă și rocă vulcanică numită tuf. Deci nu e ciment, beton armat. În acest loc, deci, va fi baie. În canale pentru instalația electrică vor veni și conductele de apă, de încălzire, de evacuare, deci instalația sanitară. Același lucru îl vom face și în bucătărie, care va fi alături de bani. Aici, în acest loc, va fi amplasată cădița de duș. Aici va fi vizirul despărțitor, care va separa baia de bucătărie. Pe acest perete, pe viitorul perete, va fi amplasată chiuveta. Aici va fi montat aragazul.
A existat o mică modificare. Tabloul de siguranță nu va mai fi în locul trasat, ci alături, unde acum se vede această scurtură. Odată terminate aceste canale, putem începe fixa tuburile flexibile pentru instalație de curent, conductele de apă, de încălzire, de evacuare. Voi începe cu montarea tuburilor flexibile pentru instalație de curent. Mai întâi voi bate în aceste canale cuie. De care voi lega un capăt de sârmă, cam de această dimensiune. În felul acesta voi fixa cu ușurință tuburile. Pentru instalația de curent folosim aceste tuburi de 25 mm diametru. Pe aceste tuburi nu vor trece doar cablurile pentru instalația electrică, vor trece și cablul de la antenă, cablul de telefon. Pentru început vom fixa doar tuburile, fără a fixa și cutiile pentru prize. Dozele. Acestea le vom fixa după ce vom face fașa. Pentru că pereții din acest apartament sunt foarte strâmbi, va trebui să-i îndreptăm. Vom face fași. Deci, aceste cutii vor fi fixate după ce vom face fașa. După ce vom fixa toate aceste tuburi de curent, de apă, de încălzire, de evacuare, putem începe să le blocăm.